Bună ziua și bine ați venit la Bujoreni! Astăzi încercăm să premiem cuplurile de aur, familiile statornice care peste 50 de ani au reușit să dovedească constanță, un lucru din ce în ce mai greu în societatea de astăzi. Merită să fie apreciați, merită să fie premiați și de fiecare dată spunem că sunt un exemplu pentru oricare dintre noi. Bine ați venit la zilele Comunei Bujoreni. Ca de fiecare dată, încercăm să aducem alături de dumneavoastră, așa cum spune și vremea, că ne-am temut destul de tare, că ne-a supărat puțin ploaia, dar după ploaie vine soare, așa că vedem și astăzi soarele este de partea noastră. Alături de colegii mei, alături de consilieri locali, am încercat să facem pentru dumneavoastră aceste zile pe care le-am dus spre 3 zile, că să reușească și organizatorii și comercianții să le fie mai bine și dumneavoastră în același fel. Ne-am dorit să le organizăm cât mai bine. Sperăm să fi reușit să fim la nivelul cât de cât a cerințelor dumneavoastră și noi ne-am dorit de fiecare dată să fie mai bine. Anul viitor le vom organiza la Muzeul Satului, așa cum am promis, vom alterna. Într-un an le vom face la Bujoreni-Olteni, într-un an aici la Gura Văii. Și în fiecare an încercăm să pregătim să fie din ce în ce mai bine. Vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată și vom începe să-i premiem pe cei pe care îi apreciem cel mai mult. Primul, că vom începe în ordine alfabetică, Neanelu Aprodu, un om deosebit, un pietrar deosebit, un meșter, așa cum îl știe toată lumea pe Neanelu. Putem spune cu durere în suflet, pentru că Neanelu... Poftiți, poftiți alături de noi! Pentru că anul trecut nu am putut să... Pentru că nu am putut să premiem. Neanelu, destul de greu încercat. Vă așteptăm. Să fiți sănătos, Neanelu. Doamne ajută! Din partea Primăriei și Consiliului Local aveți un premiu în bani, o diplomă și vă dorim multă sănătate. Din suflet vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut în comună și ce mai faceți pe viitor, să dăm de sănătate, să ne întâlnim cum ne întâlnim mâinile. Doamne ajută, Doamne ajută. Să fiți sănătos, Neanelu. Onorat și cu dreptate. Doamne ajută. Să ne trăiți. La mulți ani. Următoarea familie. Pentru că încercăm să fim un pic și mai scurți ca să nu dureze un pic mai mult. Soarele poate afectează. Familia Bunescu. Bunescu, Gheorghe și Ioana. La mulți ani! Bine ați venit! Bine ați venit! Cum rămâne dumneavoastră? Aveți curtia și doamna trezorăria. Să rămâine, doamnă. Vă rog să vă întoarceți să vă vadă și lumea, pentru că sunteți oameni care merită să fie apreciați de fiecare dată. La mulți ani! Să treceți pe la colega mea. Știți că trebuie să ne acoperim în viață și cu hârtii. Și e nevoie colega mea de la caserie să-i semnați acolo. Doamne ajută de fiecare dată! Mai departe, alături de noi, invităm familia Ionescu, Alexandru și Gheorghița. La mulți ani! La mulți ani! Bine ați venit!
venit, să fiți sănătoși. Domnul Ionescu, ușor, nu plecați. Stați aici lângă noi, că acum ați venit lângă noi, vă așteptăm. Da? Din partea primăriei și a Consiliului Local aveți aici un premiu și pentru dumneavoastră, pentru statornicia dumneavoastră, la mulți ani. Doamne ajută să fiți sănătoși, să ne aduceți numai bucurii. Vă mulțumim, să fiți sănătoși. Doamne ajută! Invităm mai departe cea de-a doua familie Ionescu, Ionescu, Petre și Maria. La mulți ani, Aritu, să fiți sănătoși, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate, viață lungă și tot ce vă doriți, o diplomă a excelenței dumneavoastră. Doamna Bănuiesc este casierul, nu? Da? Din partea primăriei și a Consiliului Local. Și multă sănătate, tot ce vă doriți. Felicitări pentru statornicia dumneavoastră. La mulți ani! Dacă vreți să faceți o poză aici cu noi, vă mulțumim pe la colega mea acolo să semnați. Invităm alături de noi familia Mihăescu, Vasile și Maria. La mulți ani! La mulți ani! Bine ați venit! Să vă găsim sănătoși! Ajut la vârsta asta frumoasă. Să vă dea Dumnezeu sănătate și viață lungă. Să dea Domnul numai viață lungă și frumoasă. Cu și bucurii. Cu sănătate. Doamne, mulțumim! Domnul Ionescu, aveți din partea noastră o diplomă de recunoaștere, așa? Și doamna e cu vizteria, cu trezorăria. Un premiu din partea primăriei și Consiliului Local. La mulți ani! Să fiți sănătoși! Mulțumim! Mulțumim! Aici, stați aici în gărâie. Aici, să facem o poză. Așa, doamnă. Sigur, mulțumim. Felicitări, mai departe, viață lungă și statornică. Doamne ajută! Colegii mea. Și toate cele bune. Doamne ajută! Invităm mai departe alături de noi familia Șuteanu. Șuteanu Gheorghe și Elena, la mulți ani! Bine ați venit! Doamne ajută! Și dumneavoastră, și aici o poză alături de noi, să fiți sănătoși și la mulți ani! Iertare! Florile înainte de toate! Să fiți sănătoși! Mulțumim! Cum pe la colega să treceți acolo să semnați. Mulțumim! Reamintind de fiecare dată, premiul este oferit din partea primăriei și a Consiliului Local. Toate aceste fonduri pe care le-am aprobat tocmai pentru desfășurarea acestor zile și premierea de fiecare dată a statorniciei cuplurilor care sunt un exemplu pentru societatea noastră. Doamne ajută! Invit mai departe un reprezentant, pentru că voi merge mai departe să voi merge acolo, la familia Vâlcu, oameni la fel deosebiți, și invit pe doamna Vâlcu, la mulți ani, familia Vâlcu, Petre și Silvia, oameni încercați, greu în aceste momente, de sănătate, dar noi suntem alături de dânsii, le mulțumim pentru statornicie,
le dorim multă sănătate și viață lungă. Doamne ajută! Premiu și, bineînțeles, florile. Doamne ajută, mulțumim frumos! Felicitații, oameni deosebiți, familia Vâlcu la fel, oamenii implicați în administrație de zeci de ani, oameni care și-au lăsat amprenta acolo, iar copiii lor duc mai departe tot ce au învățat. Nu? Lucruri bune. Doamne ajută! Mulțumim! Zilele vor continua. Vremea sperăm să ne ajute. Am să vă rog și vă informez cu sprijinul prefecturii, instituției prefectului, cu sprijinul Spitalului Județean și a doamnei doctor Roșianu, cărora le mulțumim de fiecare dată, sunt alături de noi. Vom avea o echipă mobilă de vaccinare și vă rugăm pentru a reuși ca pandemia să înceteze, pentru a reuși să fim cât mai mulți bine, sănătoși, să fim aproape de cei dragi, vă rog de fiecare dată să mergeți să vă vaccinați. Vă punem la dispoziție cu sprijinul dumnealor o echipă mobilă de vaccinare care vă poate ajuta prin vaccinarea cu Johnson & Johnson să rămânem mai departe sănătoși. Doamne ajută și vă urez distracție frumoasă mai departe. Vă mulțumim! Bună ziua, bine v-am găsit! La mulți ani! Ce ați sărbătoriți acum? Ce sărbătoriți? 50 de ani de căsătorie. Și care este secretul să stați 50 de ani împreună? Să fim liniștiți, să mâncăm la timp, să ne odihnim la timp, după serbici, că în timpul serbiciului nu prea ne-am odihnit. Și să fim buni cu copiii, că și ei sunt buni cu noi, în rest... Moment de sărbătoare, vă bucurați astăzi? Cum? Moment de sărbătoare. Da, da. Stai că am aici. Da, cum? Bine, mulțumesc. Ce fel de mesele astea? Ionescu Alexandru. Și Gheorgheița. Ați sărbătorit astăzi? 50 de ani, aniversarea căsătoriei noastre. 50 de ani. Cum s-a întâmplat căsătoria noastră? Cum ați cunoscut-o pe doamna? Încep să plâng, cum a fost acum 50 de ani. A fost ce a fost, acum... Tinerețea a fost frumos, acum e mai greu la bătrânețe. Da. Și ce să facem, mergem așa înainte până... Ce ați fost în viață, ce ați lucrat? Am fost și actor, și lăcătuși mecanic, și... De toate, mai mult. La fabrica de încălțăminte. Hai, am fost până la Sibiu, până la... Și acum am revenit mai târziu. În comuna Bujoreni de cât timp sunteți? De la naștere, da. Eu am lucrat 37 de ani de zile contabil. Și acum, la bătrânețe, am pensie de nimic. Multă sănătate vă doresc. Și la fel și dumneavoastră să fiți sănătoși.